Bună seara și bine ne-am reîntâlnit la Puterile Secrete. Și Hristos a înviat, că nu ne-am văzut de la sărbători încoace. O seară între prieteni, vorbim despre conștiință și materie, dar începem un pic altfel decât subiectul nostru, pentru că avem pe Minerva aici, o să ne spună puțin de ce se întâmplă lucrurile astea iar în ultima vreme și mă refer acum la atentatul din Franța. Cum sunt astrele? Hristos a înviat, puțină lume sau puțini astrologi cred că lucrează cu harta Franței pe din momentul Constituirii Republicii, este vorba despre 22 septembrie 1792. Eu cu acea hartă lucrez. O hartă în care Franța are un ascendent în Scorpion. Și iată cum începe elementele să se adune, pentru că pe mâine seară v-am mai pregătit o surpriză la Misterele Universului. Știți că vă tot spuneam în noiembrie, sunt foarte curioasă ce face Erdogan. Vreau să văd ce se întâmplă la a treia întoarcerea planetelor, la plecare. Iată că s-a întâmplat evenimentul la 6 luni. Exact alonja de care este nevoie ca un eveniment să se producă și să poată fi observabil în astrologie. Deci, cumulare de putere, și asta îmi confirmă o dată în plus că puciul ăla din august n-a fost puci. Deci, cum am spus atunci când m-a înjurat foarte multă lume, am spus, domnule, nu a fost lovitură de stat. Puteți să-mi spuneți ce vreți. Exact cum am spus în 2014, iar ajung la un subiect mai delicat, pe Iohannis nu l-a ales România, ci a fost impus. Mi s-a spus că nu știu să pierd. Iată că în zilele noastre sunt deja foarte multe și de, cel puțin de un an și jumătate, foarte multe discuții care au adus în prim plan ideea că acest om a fost impus, nu a fost ales de români, în fine, a pierdut cel care trebuia să fie a pierdut. Dar nu asta contează. Vreau să mă întorc înapoi la în Franța, pentru că m-a întrebat ce este cu aceste cu aceste acte teroriste. Păi, acum 2 săptămâni, aici, în emisiune la voi, am fost întrebată, m-a întrebat clar dacă ce credeți despre cel de-al treilea război mondial. Și am început să râd și am spus, domnule, cel de-al treilea război mondial de cel puțin 15 ani este pornit. Dar este un război neconvențional, pentru că nu-ți cunoști adversarul, dus însă cu mijloace convenționale. Cu armă, cu împușcături, cu explozii, cu provocări de acest tip. Este, dacă vreți, o reducere a conștiinței, pentru că tot vorbim de conștiință, este, dacă vorbim efectiv despre un reducționism, pentru că cei care fac treaba aceasta sunt efectiv fanatici, vin din zone în care astrologic fanatismul este un fanion. Și o să vedeți, mai stăm încă 6 luni și sunt foarte curioasă ce se întâmplă și în Turcia, pentru că ceea ce s-a întâmplat în Turcia la ora actuală, corelat cu ceea ce s-a întâmplat în Franța, nu este altceva decât rezultatul unei politici de segregaționiste duse de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană i-a împins pe turci în Evul Mediu prin ceea ce s-a întâmplat acum. Deși se spune că aceste alegeri au fost măsurite și dacă te uiți în harta Turciei, într-adevăr, o lună neagră în Scorpion care face o dizarmonie. Deci luna neagră aduce întotdeauna provocarea, exact ca și în Franța. În Franța, luna neagră se află, Lilitul francezilor este în, numai puțin, în casa 8-a, în rac, în casa morții, moarte și renaștere, casa Scorpionului. Ăștia mor și renasc, exact ca și turcii, mor și renasc. Deci așa se va întâmpla și acum, va muri probabil un sistem ca să se nască un altul. Mie mi-e tare teamă pentru ziua de duminică, sunt alegerile, nu? Da. Deci mi-e un pic teamă pentru ziua de duminică, să sperăm că nu se va întâmpla nimic, că a fost doar o chestie din a de a ieși în evidență a celui care a mai încercat, pentru că individul care a împușcat aseară polițistul și a fost omorât, a mai atentat la viața unui polițist în 2001. Deci el era cunoscut de către poliția franceză. Durerea însă este alta, ca și în Anglia. Cei care au provocat aceste atentate sunt nativi francezi și englezi. Sunt generația care s-a născut în țara care i-a adoptat. Și părerea mea este și cred că aici se va ajunge, uitându-mă cum evoluează lucrurile, cu Pluto ăla în Capricorn. Pluto, de fapt, știți ce ne-a servit? Apropo de... că tot vorbim de Pluto ăsta din 2008, care este în Capricorn. A dărâmat un sistem de valori în sensul că... Și acum s-a văzut foarte bine.
Europa i-a primit cu brațele deschise, a vrut să fie politicoș, să acționeze, să marșeze foarte mult pe democrație, să-i primească cu brațele deschise. Nu am nimic cu ei, Doamne ferește, vai de mama lor, nu vreau să fiu în situația în care sunt cei de acolo. Dar de acolo, de a veni și a încerca să calci în picioare valorile țărilor care te-au primit, valorile țărilor în care te-ai născut, pentru că tu nu mai ești, ești din părinți, dar tu nativ ești francez. Cum poți să lovești, să muști? Cum se întâmplă și la noi? Muști în țară, lovești în țara ta. Asta înseamnă că niciodată nu-i, deci nu sunt într-adevăr integrați. Exact. Adică odată că nu sunt integrați, doi, își impun zonele de pe... Sunt locuri în care, în Franța, orașe în care nu poți să intri pentru că sunt controlate de ei. Aici a fost greșeala francezilor. Sunt peste 6 milioane de etnici marocani. Să știi cât au fost marocani, n-au fost probleme. Problemele au început masiv, au fost undeva, v-am mai povestit eu când am fost cu ansamblu artistic în anii 77-78, ne-am dus cu un ansamblu de dansuri în Franța. Existau deja probleme cu, erau străzi pe care nu puteai să circuli, n-aveai voie să intri, pentru că erau străzi pe care ei le controlau. În timp, lucrurile astea s-au accentuat. Din nas statului islamic, la așa li s-a urcat la cap și s-a trezit în ei nevoia de a demonstra ceea ce sunt ei. Și acum ajunge la ceea ce spune masculul alfa. Deci ei vor să demonstreze că sunt cei mai puternici. Nu poți să demonstrezi că ești cel mai puternic fiind crud, fiind animal, neștiind cum să te comporți în societate și doar omorând, pentru că așa simți tu nevoia că trebuie să-l omori pe ăla că îi crești. Și este concertată toată treaba asta către creștinism. O mare problemă care se pune și la ora actuală și se discută la Vatican, nu știu câtă lume știe treaba asta, este vorba despre cel de-al treilea secret de la Fatima, pentru că se pare că la Fatima, Maica Domnului, când a apărut a treia oară, a vorbit despre disoluția creștinismului. De-aia este și pe mine se ridică părul când spun treaba asta, pentru că în momentul în care vorbești de lucrurile ce spui și a fost ținut la secret, exact pentru acest motiv, oamenii încep să se întrebe, încep să se aibă dubii, încep să se îndoiască. Eu nu vreau să cred, nu că nu vreau, eu sunt convinsă, orice am face, indiferent în cine am crede, există o instanță supremă în univers. Universul se conduce după anumite legi pe care noi credem că le cunoaștem. Tot ceea ce înseamnă spațiu, timp, mișcare, pluridimensionalitate, sunt entități și, dacă vreți, și concepte pe care noi, ca oameni, le-am creat. Nu le-am primit ca informație, au venit ca informație la un alt nivel, la nivel alfa, să spunem, sau beta, în timpul somnului. Foarte multă lume primește informația în timpul somnului. Apropo, facem o paranteză aici. Foarte multă lume visează și îmi spun de multe ori când vin la mine: Doamne, ce vis am avut. Zic, dar spuneți-mi ce vis am avut și hai să încercăm să-l decodificăm. De fapt, sunt niște arhetipuri care în vis, arhetipuri mesaj care vin și te avertizează și îți spun, vezi că se poate întâmpla asta, se poate întâmpla elaltă, vezi că lucrurile... Era o perioadă când eram copil, visam foarte mult apă, munți de apă care se prăbușau peste mine, până într-o dimineață în care părinții n-au mai putut să mă trezească. A fost un moment în care taică-mea, efectiv, cât era de... El era un om foarte calm, mama era cea care intra în panică, ca orice femeie, a pus mâna pe cana cu apă și a turnat-o, efectiv, și în momentul ăla am deschis ochii și am zis: apă, apă, nu puteam să spun decât apă. Și m-am: tati, dar ce ai visat, că ai visat? Venea apa mare, tot asta am avut în minte. Chestiile astea au dispărut brusc. Și într-adevăr, la 7-8 ani, am făcut o boală și se poate vorbi despre o moarte și renaștere. Făcând niște cursuri, mai târziu, aceste cursuri de psihologie transistemică generațională, lucrând cu George Colloil pe arhetipurile
personale, să descopăr că, de fapt, eu am renăscut în 1968, momentul în care au fost cei 10 ani, probabil că m-am născut înainte de vreme. Nu știu, e o explicație foarte greu, pe care încă nu am găsit-o. Cert este că coincid cu aceste vise. Apropo, și închidem paranteza, pentru că sunt foarte mulți care au primit mesaje despre ceea ce se întâmplă dincolo. Gabi, mai am o întrebare, scuză-mă, care se repetă, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acum la granița Coreei de Nord. Da, ajungeam și acolo, da. Că am început cu Franța și vreau să le trec așa un pic în vedere. Este foarte ciudat ce se întâmplă în zona aceea, în primul rând, pentru că nimeni nu s-a gândit că Coreea de Nord bănuiau. Acum au confirmarea că Coreea de Nord deține armă atomică. Deja în momentul în care deții o asemenea armă, este o mare probabilitate, pentru că dacă nebunul ăla de acolo va apăsa pe butonul roșu, va rade jumătate de Asia. De ce îl denuim nebun? El nu atacă pe nimeni. Dar el nu atacă pe nimeni. Asta vreau să zic. El este atacat. Păi cine îl atacă? Îl atacă armata americană. Vreau să înțeleg de ce. Nimeni nu mi-explică de ce. Putin a încercat să creeze o contraforță vis-a-vis de ceea ce face armata americană. Iată că brusc s-a ridicat Erdogan, care era aliat cu Putin, și spune că nu-i mai convine, a început să nu-i mai convină deciziile pe care le ia Moscova. În plus, Moscova acum este în cădere liberă de ce? Atentatul terorist care s-a produs la Sankt Petersburg. Deci acel atentat care s-a produs acolo a dovedit că Rusia de fapt nu stăpânește nimic, nu este o forță. Pentru că Putin tot timpul a defilat în fața noastră că lui nu e frică, la ei nu se întâmplă. E uite că s-a întâmplat și la ei. Să nu spui niciodată că nu se întâmplă. Asta este pericolul dușmanului, inamicului pe care nu-l cunoști. Au foarte mulți... Foarte multă lume, nu știu ce... Deci e masat, și China și-a masat armata la granița cu Coreea de Nord. Orică doresc să anihileze acel stat, dar nu-mi dau seama ce interes poate fi acolo. Oare să fie problema banilor, care coreenii nu mai vor bani și vor să transfere toată moneda în carduri. Nu se va mai lucra cu banul lichid. Păi cu banul lichid nu se va mai lucra într-o sută de ani, nu se va mai lucra niciunde în lume, dacă nu chiar în 50. Nu știu care ar fi interesul economic dar al americanilor acolo. Dar atunci care este interesul economic al americanilor? Eu din ce știu la Coreea de Nord, totuși ataci un stat care nu atacă pe care nimeni. Nu atacă pe nimeni și nu mai este ales de acord cu politica acolo, lui, dar e o chestie internă. Exact. E problema lor. Bun. Iată că ați punctat un lucru foarte important. Ce se întâmpla, reacția pe care am avut-o noi românii când ambasadorul Clemens s-a dus și s-a întâlnit și a trasat niște sate și am zis, domne, cum își permite să vină în țara mea să se amestece în treburile interne? Astea sunt niște lucruri care sunt conduse de o altă, de la un alt nivel. Hai să ne depărtăm de politică, că nu prea... Hai să vedem ce spun astrele, dacă este un moment în care se poate declanșa un război de genul ăsta. Da, dacă trecem de 29 aprilie, eu sunt foarte curioasă și nu se întâmplă nimic, înseamnă că putem să răsuflăm ușurați. Deci trecem de 29 aprilie. 29 aprilie am luat-o cu Maria, cu... prietena mea, cu Maria Sârbu, mai râdeam când am luat. Eu spuneam de sfârșitul lunii aprilie, a zis, mă, 29 aprilie, ok, hai să-i dăm dată. Când se închide un ciclu karmic, aici o să-l las pe ăla care se pricepe la karma să vorbească despre asta, când se închide un ciclu, de fapt, un ciclu care este măsurabil și perfectibil, dacă vreți, din 2 în 2 ani. Pentru că acum, de exemplu, ne-am raportat ce s-a întâmplat. Jupiter a intrat în retrogradare pe 6 februarie, pe 4 martie a intrat Venus și pe 9 aprilie a intrat Mercur. Iată că din 3 planete personale, 2 le avem retrograde, plus planeta justiției care este retrogradă. Ce înseamnă de fapt retrogradarea asta a acestor planete? Înseamnă să ni se aducă în față evenimente care s-au produs acum 2, 4, 6, 8 până la 10 ani, pe care noi nu le-am soluționat, cum am spus și data trecută. N-am dat soluția care trebuia să... Am dat o soluție, dar nu este cea bună. Dacă ne lovim și se repetă aceeași problemă, e clar că nu am dat soluția care trebuia să o dăm și suntem iar din nou puși în ipostaza de a da soluții. Iată, asta face Pluton Capricorn. Vine și te obligă să dai soluții. Mă uitam la Franța, unde are Capricornul pe ce are? Pe casa banilor. Franța este, economia franceză la ora actuală este în degringoladă.
Tu vorbești despre soluții în zonele astea fierbinți. Da, spune-mi și mie, a fost vreo soluție dată în războiul din Irak, în Afganistan, în câte sunt, dar care au fost soluțiile? Nu știu care au fost soluțiile, pentru că n-a existat o soluție. Toți ne-am trezit implicați în conflicte pe care, de fapt, de care noi habar n-aveam. Doar ne-am trezit că suntem în inima conflictelor. Și încep să mă întreb dacă nu cumva chiar există acea organizație de 9 persoane care conduce lumea. Probabil că există. Spune-mi din punct de vedere al României. Din punct de vedere al României... Cât va fi România implicată? Eu aș vrea să cred că cât mai puțin. O să deschid acum harta României. Sper să o am aici. Oricum, pentru că vis-a-vis de rachetele alea și ce eu spune lucrez, că ne... Da. Ne... Plus, gândiți-vă și încă un lucru care pe mine undeva mă sperie. De ce mi-au... Am găsit-o. De ce mi-au atâtea măsuri de prevedere? Nu știu câtă lume știe, dar România se înarmează. Da, bine. Un pic am ascultat o altă emisiune de la noi de aici, de la Post, și am înțeles și... că dacă astăzi se comandă rachetele, vin peste 3 ani. Ceea ce înseamnă că o să le avem la sfârșitul unui război, dacă va exista un război de genul ăsta. Dacă, da, dar eu mă întreba, de ce trebuie să mă înarmez? Dacă am siguranță, am certitudinea... Probabil că asta da. Trebuie să facem, pentru că suntem membri al unei organizații. Eu am zis că ușor, ușor mă apropii de data de 29. Așa. Pentru noi, pentru români, se formează un trigon în semnă de foc care implică axa nodurilor lunare, implică ceea ce eu numesc cheia destinului, în casa personalității, în casa a ceea ce reprezintă România ca entitate, ca naționalitate, ca sentiment al naționalității, este nodul sud. Nodul sud reprezintă trecutul. Deci înseamnă că trebuie să apelăm, să ne amintim, să aducem ceva din trecut pe care să-l reformulăm ca să putem să ne ducem către viitor. Pentru că nodul nord este în casa diplomației și trece pe Saturnul din tema natală a României. Este un trigon superb, apoi care se transformă pe data de 29 într-un zmeu care l-are focar pe Uranus. Uranus este învărsător și este în opoziție conjunct cu nodul sud. S-ar putea ca Uranus să fie cel care dă soluția nodului sud, care vine și transformă toată experiența pe care o aduce nodul sud în casa entităților, în casa identității naționale, și care să se transforme într-o adevărată victorie declarativă, dacă vreți, la nivel diplomatic. Apoi, Saturnul în tranzit este în casa 10-a, în casa puterii. Iată că puterea, cum se spun, lucrurile nu mai au rămas și Saturn acolo, din momentul în care s-a format acest guvern, adică toate au avut o anumită topică. Ăsta nu a fost guvernul care să iasă la înaintare, să se bată cu pumnii în piept, am făcut asta și asta și asta. Ies pentru că sunt obligați, provocați. Ei n-au ieșit să explice chestia asta. Și asta se datorează lui Saturn. La care guvern te Saturn, referi? La cel care este acum și căruia nu-i se dăduse nici 100 de zile. Ei, uite că au trecut 100 de zile și a rezistat. Părerea mea este că va rezista în continuare în condițiile în care acest trigon vine și susține, le susține acțiunile. Bine, pe mine mă interesează mai puțin dacă rezistă sau nu rezistă. Mă interesează să văd că se îmbunătățește ceva. Lucrurile se vor îmbunătăți, am zis-o și o spun întotdeauna, deci de luna viitoare. Ce este bine însă să aveți în vedere luna viitoare? Foarte multe semne, cel puțin semnele din a doua parte a zodiacului, deci începând de la Leu, Fecioară, în mod special Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Fiți foarte atenți la cheltuieli, fiți foarte atenți la investițiile financiare pe care doriți să le faceți. Atenție la tot ceea ce achiziționați. Cel mai bun lucru este în luna mai, înainte de a cheltui niște bani, că vor veni bani. Părerea mea este că cu câr, cu măr, cu hâr va fi votată și această lege a salarizării unitare. Toată lumea este un pic speriată, am văzut cu chestia cu
taxa aceea, impozitul pe gospodării, impozitul pe gospodării, da. O avem pe tanții care este economist la bază și a lucrat chiar în Ministerul Finanțelor. Eu zic că cei care au salarii fixe nu prea au de ce să-și facă probleme, de ce să-și că, facă probleme că n-au ce cheltui, dar da. Cei care suntem angajați cu salariul în instituții, banii de acolo, bugetari sunt acolo, dar sunt care mai au contracte cei care au afaceri, care au, sau afaceri sigur. Și pe ăștia-i de peste cap. Da. Dar probabil că a fost gândită și o anumită soluție, pentru că... deci, încă o dată, uite, întrebarea se repetă. Sunt va foarte fi bună. În România un... Mai lăsați-mă cu războiul, nu o să fie niciun război în România. Deci toată lumea... Ne rugăm să nu fie. Doamne ferește! Trebuie să ne rugăm, Doamne. Sau trebuie să... N-avem nicio șansă să fie la noi. N-avem șansă să fie la noi. Deci... No. No. Liniștiți că nu va fi niciun război pune, în România. Deci pe harta pe care... Da, uite-te, uite cum apare printr-un careunte între Jupiter, Jupiter natal și Pluto, care e pe cale să se desfacă pe tema, în tema natală a României. Iată îngrijorarea oamenilor. Că, văd că se întâmplă atâta în lume, citim și vorbim despre atâta încât ei săracii, noi nu știm, îți dai seama când auzi că acolo uite, deși a fost anunțat exercițiul acela cu sirenele, a creat o panică unii pentru stare că de... Cel puțin pentru oamenii care au mai trăit un război, care au trăit un război, asta n-a fost plăcut. Dar trebuie să înțeleagă că aceste exerciții, Doamne iartă, mă aduceți-vă aminte că și pe vremea lui Ceaușescu se făceau. Era... antiaeriană forța și se creau ALA, se numea, se numea detașamentul, instituția care periodic făcea aceste exerciții în caz de catastrofă, de război, de cutremur, de... Ați văzut foarte multă lume că am fost întrebată ce se întâmplă cu cutremurile. Da, sunt cutremure de intensitate mică. Eu deocamdată cutremur de intensitate mare nici nu l-am simțit. Că mai e și o chestie, un al șaselea simț care îți spune că se întâmplă ceva, dar nici din tema noastră, deci semnele de pământ sunt foarte bine susținute. Deci eu n-aș crede să fie unul așa care să dea cu noi de pământ de să nu ne vedem, ferească Dumnezeu. Da, am ajuns la pauza de publicitate, revenim. Am revenit după pauza de publicitate. Alături de noi le mai avem pe doamnele Petrovici Constanța, chiromanție și fizionomie. Da? Bună seara și cer scuze că nu v-am prezentat de la începutul emisiunii. M-am luat cu Minerva și cu întrebările și... Nicio problemă. Așa. Și pe Gabriela Braniște, dezvoltare personală, consilier, terapeut, bioenergie, reconectare și o listă întreagă acolo. Mulțumesc, bună seara, bine v-am regăsit, bună seara. E, acum v-am prezentat, las pe Minerva să termine. Da, să mai spună că două vorbe și apoi ne continuăm. Mi-a spus întrebarea legată de cel de-al doilea soare care a fost văzut în... Aduceți-vă aminte că acum câteva luni la Bratislava. Asta a fost văzut la Bratislava. Uh-huh, uh-huh. Când s-a văzut în China, a apărut o proiecție de zgrie nori pe cer. Dar aduceți-vă aminte că în România s-a produs acum vreo 6 sau 7 ani. A văzut toată lumea pe cer proiectat ca un soi de aeroport, care, mergând pe imagine, s-a dovedit că era portul Alexandria din Egipt. Este vorba despre incidența reflexiei solare. Cum cade, cum se reflectă raza de soare, apa cum o reflectă înapoi. A zis că întotdeauna există niște unghiuri. Am făcut niște experiențe cu o linguriță într-o emisiune. Când le-am arătat, asta e lingurița, deci avem paharul, bag lingurița în apă, întotdeauna când te uiți în apă, lingurița are altă poziție, are un alt unghi. E, ceva de genul ăsta se întâmplă și atunci când vorbim despre reflexie. Da, nu uita să ne vorbești și despre NASA puțin, și pentru că anunțul a fost făcut de NASA. Da, anunțul a fost făcut de NASA, acum când hai să spus, fim... Că... I-a spus și că trece, aseara a trecut foarte aproape de pământ, asteroidul, știu câtă lume știe un asteroid. O să râdeți. Din cauza că ploua n-am putut, îmi pregătisem telescopul să ies să văd.
Da, din păcate a plouat și n-am putut să văd. Eram foarte curioasă, să, pentru că, dar trebuia să fi apropierea asta. NASA a confirmat existența celui de-al doilea soare. Acum, trebuie să vă închideți, soarele este o stea. Și nu este la noi, în galaxia noastră, acest al doilea soare. Este vorba probabil despre ceea ce au anunțat ei legat de descoperirea unei galaxii asemănătoare cu cea în care trăim noi. Calea Lactee, undeva într-un alt sistem. Noi facem parte din sistemul Calea Lactee, din constelația Calea Lactee, sistemul GMS-100, nu știu cât, pentru că totul este catalogat, sunt numere și ca și în astronomie, în astrofizică, de fapt aici este vorba despre astrofizică. Ei bine, această galaxie, posibil, dacă, și mai ales s-ar părea că această galaxie a fost descoperită, s-a stabilit că trei planete au condiții de viață, de trai, exact cum are Pământul. Să ne aducem aminte, acum 2 ani, când s-a constatat că pe Marte există apă, în loc să facem atunci un caz de descoperire, chiar era o descoperire epocală, pentru că asta însemna, fiind apă pe Marte, că poți să colonizezi. Ori NASA știm foarte bine că este, ca să înțelegeți cum este, este o societate pe acțiuni, în care sunt oameni care bagă bani în gro, milionar, și ăla trebuie să-și scoată banul. Că nu investește aiurea, că nu investe, nimeni nu renunță la bani de dragul. Eu nu cred în donațiile astea și nu trebuie să le luăm. Toate anunțurile lor. Problema este că nu, toate anunțurile se fac așa cumva într-o ureche. Nu ai explicații pentru ce, dar ea există, dar nici nu vine să-ți spună. Dar dă-ne mai multe am mai văzut informații. Câteva anunțuri în timp și când am intrat pe site-ul lor chiar nu existau. Exact. Da, deci asta se întâmplă. Și ca să, apropo de astrologie, pentru că cu astrologia și cu mine ați fost și sunteți obișnuiți, v-am adus o bună prietenă care, pe culmea, mi-a fost elevă întâi. Vrea să învețe și astrologie și a zis, cu tot dragul, dar tu faci prea bine. Ceea ce studiază faci? Chiromanția de peste 43 de ani și atenție mare, când scrii chiromanție, toată lumea se duce cu gândul la ghicitul în palmă. Atenție că este o mare, mare făcătură. Nu este acest, nu asta înseamnă chiromanție. Bine, sunt și acolo niște linii care... Dar sunt, unii oameni pot fi caracterizați, exact cum astrele îți caracterizează un om, palma, mâna, chipul îți poate caracteriza, da, alte informații despre tine. Bineînțeles, și unicitatea acum fiecăruia. Acum mai dau cuvântul la tanții. Unicitatea fiecăruia. Da. Exact. Da, sunt semnele cu care vii în clipa în care te naști. S-a constatat științific că inclusiv în uter se dezvoltă aceste linii ale copilului respectiv. Dar contează foarte mult să ne cunoaștem pe noi înșine și atunci este foarte bine să aprofundăm, pentru că este o știință, toate aceste elemente, pentru că ne pot ajuta foarte mult. Adică nimeni nu este perfect, toți avem și calități și defecte și în măsura în care avem sau ne cunoaștem calitățile, le putem îmbunătăți și putem să ne îmbunătățim viața, existența noastră, iar în măsura în care ne cunoaștem defectele, ni le putem îndrepta. Ceea ce eu zic că este foarte bine și este în folosul fiecărei persoane să-și cunoască, eu știu, nu știu dacă neapărat destinul, dar calitățile și defectele. Pentru că în mâna stângă sunt de obicei semnalate și puse de către divinitate caracter. Deci atunci când faci o citire, te uiți și la mâna stângă și la mâna dreaptă. Absolut. Deci în clipa în care faci o citire, te uiți la ambele mâini. Deci dacă mă uit, de exemplu, la linia vieții, mă uit și în stânga și în dreapta, trebuie să fie și la fel? Și în stânga și în dreapta nu este obligatoriu să fie la fel. Pentru pe că care stânga... o iau de bază? Nu, în stânga sunt caracterele moștenite, adică caracterele cu care vii și ereditare. Pe care, exact, ereditare, cu care vii și pe care ar trebui să mergi, dar viața îți aranjează și câteva obstacole, da, ca la sărituri garduri și atunci în mâna dreaptă îți apar problemele cu care urmează să te confrunți. Fiecare liniuță are însemnătatea ei cât de mică este. Adică se pot cunoaște, spre exemplu, persoanele care pot avea, ferească Dumnezeu, accidente de care nu au cum să scape. Adică, mă rog, fatale.
se cunosc bolile foarte bine. În măsura în care cunoști mâna unui om, o vezi, se pot citi boli atât pe fața mâinii, cât și în palmă, dar și pe unghii. De asemenea, se pot citi și pe față, pe fizionomie. Totodată există o concordanță și o corelare extraordinară între fizionomie și mână. Niciodată o persoană, eu știu, mai puțin activă va avea o mână de om activ. Nu se poate așa ceva. În general, sunt corelate foarte bine. Dar sunt, asta vă spuneam, este o știință care înseamnă foarte mult studiu. Nu este o joacă de copii sau un ghicit al țiganilor, cum spun foarte mulți, ci este un lucru de studiat, bineînțeles că îi face plăcere și cine are această pasiune. Pentru mine este un hobby, e o pasiune și am făcut-o cu, și o fac în continuare cu mare plăcere. Bine, să... nu te-ai oprit, am înțeles că mergi mai departe la citirea feței și așa mai absolut, departe. Absolut, deci... absolut, absolut. Da. Ne tocem la chiromanție. La chiromanție. Deci la chiromanție, asta vreau să vă spun, mâinile în general sunt considerate normale în măsura în care dacă o pui de la bărbie până la frunte, îți acoperă fața. Aceea este o mână normală. Cine o are mai mică, înseamnă că este un om care își dorește să facă lucrurile macro. Adică vede mai departe și pune o ștachetă mai sus. Da. Cine are o mână mai lungă este și, bineînțeles, că toate sunt coroborate și cu alte linii, adică cu linia capului, care dacă în măsura în care pleacă spre Muntele Lunii, dar puțină lume știe care este, înseamnă că este artist sau este mai puțin interesat de partea materială. Adică sunt foarte, foarte multe elemente. Sunt în funcție de... Deci nu putem să vorbim în câteva minute despre o întreagă, ce să vă spun, bibliotecă pe care am citit-o. Dar se pot vedea imediat, la prima vedere, după fizionomie și după fața mâinii, caracterul, cam 50%, să nu spun mai mult, al persoanei cu care, pe care o ai în față. Ceea ce zic eu că ar fi foarte bine de știut, mai ales în clipa în care semnezi un contract, da, pentru că sunt mâini păguboase și cu care persoane mincinoase, persoane... Pe asta ți ajută foarte mult atunci. Da, păi absolut. Sigur că da. Da. De asemenea, se cunosc foarte bine conducătorii, cei care știu să organizeze foarte bine în clipa în care această încheietură, da, este puțin în afară. Da? În clipa asta, respectiva persoană este foarte bun organizator. În măsura în care... Poți să te uiți și la stânga și la dreapta sau numai... Deci poți să te uiți că oricum aceste încheieturi sunt cam la fel la ambele mâini. În măsura în care aceasta este în afară, dacă este înăuntru, atunci persoana este slabă și nu este foarte bun organizator, deci nici nu poate să fie un bun antreprenor. Adică marea majoritate a antreprenorilor au anumite semne distinctive care îi fac să ajungă lider. Uite și să poată să-și țină... aici prietenul nostru, Contele. O informație utilă apropo de chiromanție. Cele 5 degete sunt corelate cu cele 5 chakre, da. Pornind de la chakra umbilicală până la cea a frunții. Da. Iar centrul palmei este conectat cu chakra rădăcină, cu chakra creștetului. Astfel avem corelația dintre funcții și determinările lor în destinul nostru. Absolut. Absolut. Cu chakra. Și aici el a studiat... Iar în India, asta ca o informație, în India există anumite persoane care îți pun toată viața numai în degetul mare. Da. Wow! La încheietura între cele două falange, da, în măsura în care există un semn sub formă de boabă de grâu, persoana în cauză nu va avea niciodată probleme să moară de foame sau să... Bine, nu înseamnă că va fi foarte bogată, că mai trica să fii bogat, îți mai ai și alte semne. Dar nu va muri de foame. Însă persoana care, spre exemplu, are linia dreaptă și mai are și degetele foarte desfăcute, foarte desfăcute aici, poate să ajungă omul străzii. Da.
Dar, tot așa, legat de degete, persoanele care au degetul arătător, care de fapt se cheamă Jupiter, că fiecare deget are o denumire, da, este Venus, degetul mare, este Jupiter, degetul arătător, și mai departe avem Saturn, Apollo și Mercur, fiecare având sub el un munte care poartă aceeași denumire, reprezintă o anumită zonă pe care o putem vedea și cu care noi putem lucra. Adică în măsura în care muntele Jupiter este foarte dezvoltat, ești foarte preocupat de cariera ta. În măsura în care muntele Mercur este foarte dezvoltat, ești foarte bun afacerist, dar sunt foarte multe alte, cum să vă spun eu, semne, da? Cum sunt doctorii foarte buni, au sub degetul mic trei linii paralele. Sau persoanele care fac voluntariat, sau gen Maica Tereza, sau persoane care ajută și merg pentru, adică ajută societatea. De asemenea, e un deget mai deosebit Saturnul, ca și în astrologie Saturnul e profesorul, și el nu este întotdeauna, depinde de semnele care sunt pe el, că nu întotdeauna aduc beneficitate. Totodată, falangele, da, degetelor, contează foarte mult lungimea lor, pentru că în funcție de lungimea lor îți poți da seama de anumite calități pe care le ai în anumite meserii. Și, bineînțeles, fiecare liniuță. Totodată mai am de spus că semne nefaste sunt grilele. În general, dacă sunt pe prima falangă a degetului arătător, se face pușcărie și multe altele. Da, sau de dacă... ce ne uităm noi toate? Da. Să nu ai dungi pe aici. Nu, da. Nu, dungile alea înseamnă înseamnă că ești încerci să fii să-ți faci un fel de auto să te autocunoști, nu toată lumea are. De asemenea, pe muntele lui Jupiter, care este cel al carierei, în măsura în care ai pătrate foarte multe și de asemenea linii orizontale, lucrezi cu statul foarte mult, pe când ceilalți care nu au, lucrează în particular. O linie, sunt crucile care depinde unde sunt amplasate, care pot fi atât benefice cât și malefice. Și apropo de război, că nu ni-l dorim cu toții, o să vă dau o informație și să vă spun că dacă pe muntele lui Marte, da, care este zeul războiului și care se află între linia inimii și linia capului, există o cruce, atunci clar va muri împușcat sau în război sau în atentat sau... Lucruri care s-au confirmat, am văzut mâini de soldați plecați și care nu s-au mai întors. Foarte interesant. O să găsim în pauza publicitară niște imagini cu palme, da. Și atunci o să le putem descrie un pic mai bine. Am ajuns la pauza de publicitate, revenim. Am revenit după pauza de publicitate. Continuăm cu chiromanția. O să avem imediat și palmele pe ecran, ca să puteți ne vorbiți, da, un pic despre care ele. Vom avea, așa. Le avem deja. Putem spune mai multe lucruri, și anume, palma are, podul palmei este formată din podul palmei și din cele 5 degete. Fiecare palmă are mână, poate să aibă mai multe tipuri de degete. Niciodată degetul nu poate să fie numai conic sau pătrat sau cine știe, sau conic sau pătrat sau ascuțit. Ele în general, sau trapezoidal. Niciodată nu, majoritatea degetelor sunt diferite. În măsura în care avem degetele toate identice, avem o persoană rară în față,
Și atunci depinde ce fel de deget are. În măsura în care are degetele pătrate, sunt extraordinar de buni administratori dacă au și nodurile după fața palmei. Dacă nu există aceste noduri, sunt oameni împrăștiați, mai împrăștiați. Bine, nu înseamnă că trebuie luate ad literam aceste informații, ci trebuie coroborate și cu alte semne din palmă. Spre exemplu, mâna care apare, mâinile care apar pe ecran au degetul mic mai depărtat de celelalte trei degete. În general înseamnă o persoană independentă, cu voință proprie și foarte greu controlabilă. Nu acceptă, deci este un independent, nu acceptă supunere fără să aibă motivația foarte bine trasată. Totodată, degetul mare este înclinat spre palmă, da, degetului Venus, și înseamnă că este un om care nu dă cu ușurință banii, nu este foarte cheltuitor. În măsura în care toate degetele sunt răspirate, când închizi pumnul și după aceea îl deschizi și toate sunt răspirate, atunci persoana respectivă este mai cheltuitoare. Uite, avem o întrebare. Care semne de pe palme ne arată că vom avea copii și câți? Pe lateralul mâinii există o linie sau două sau trei sau mai multe, care este linia căsătoriei. Cea mai puternică linie care pornește chiar din afara palmei, da, din exterior, este linia căsătoriei. Perpendicular pe ea există o linie sau două sau trei și dacă liniile sunt drepte, sunt băieți, dacă liniile sunt oblice, sunt fete. Și de obicei liniile oblice sunt ușor mai pregnante decât liniile băieților. Foarte interesant. Da. Mai departe, câte am drept? Da. Mergem mai departe cu palmele după ecran. Spre exemplu, persoana respectivă are o mână lată, deci este un om altruist. Mai este un indiciu. O palmă, bineînțeles că depinde și de corpul persoanei, o palmă cu o îngustă înseamnă o persoană egoistă. O palmă lată înseamnă o persoană altruistă. Acum iar sunt și excepții și alte semne care pot indica alte lucruri, dar în marea majoritate așa putem cunoaște un om altruist față de unul mai egoist. O palmă totodată umedă, în clipa în care dai mâna cu o persoană și care nu este suficient de viguroasă, care se îndoaie, este a unei persoane care este și timidă, dar nici nu poți să ai încredere suficientă în ea, mai ales în măsura în care vrei să faci o afacere, un business. Totodată contează foarte mult când o persoană dă mâna cu o altă persoană să fie foarte atentă cât de puternică este mâna cu care dă a persoanei respective, pentru că contează foarte mult. Avem da, contează foarte mult seriozitatea. Mai... Această mână este o mână mai cărnoasă, deci este o mână, dacă este și moale, este o mână a unei persoane care îi place lenea, luxul și confortul. Este foarte adevărat că mulți dintre noi au mâna stângă mai pufoasă decât mâna dreaptă, mai ales vorbesc la femei, dar și la unii bărbați. Bine, asta e mâna stângă mai pufoasă decât dreapta. Dacă sunt dreptaci, e normal exact, că mâinile exact mai puțin... Invers, exact. Exact invers, da. Uh-huh. Pentru că mâna stângă este mâna automat, este mâna, cum am spus, a caracterelor moștenite și cealaltă a caracterelor dobândite. Adică ne dorim foarte tare toți să avem lux și confort, dar viața ne obligă să mai și muncim, că n-avem încotro. Însă sunt mâini de oameni muncitori, fără a-și dori să stea, persoanele active, persoanele în general în zodii de foc, care și după față se cunosc, au sprâncenele ascuțite, deci în sus, și pentru că persoanele cu sprâncenele drepte sunt mai liniștite. Și de obicei sunt în zodii de foc, așa cum sunt leii, care își doresc foarte mult viața la țară, și care vor să trăiască mai mult în aer liber. Leii, taurii,
spre deosebire de vărsători, gemeni care își doresc mai mult să citească, să cultive și mai puțin să muncească fizic. Vezi că și asta este o artă a grădinăritului, să te cultivi intelectual. Leii sunt însă mari amatori de a cultiva chiar grădina. Da, da, da. Da. Și mai ales dacă au și o componentă de pământ, cum am eu, aș fi în stare să stau și în cap, dacă aș putea să stau în grădină, să sap, să-mi pun flori, să pun... Da, această persoană nu este un foarte bun organizator, este organizator, dar nu este foarte bun organizator, ținând cont că nu are falanga de la, deci ultima falangă, a treia, de la degetul mare, nu este mult în afară. O persoană care avea o mână de excelent organizator era domnului Rațiu, Dumnezeu să-l odihnească, pentru că chiar era o persoană care putea să pornească orice afacere de la, și să o ia de la zero. O mână de foarte bun organizator, dar și de... Uite, asta e o mână cu degetele foarte drepte, mai butucănoase, așa? Da, deci este o mână... foarte drepte. Da, foarte drepte, dar pentru că degetele strâmbe de obicei nu sunt foarte bine catalogate. Mâna respectivului este mâna unui om serios, care este muncitor, altruist, cu înclinații spre partea materială, spre partea economică. Un foarte bun administrator este cel cu degetele pătrate și cu unghia pătrată și obligatoriu cu aceste riduri, mă rog, li se spun nodurile filozofice, pentru că de obicei le au și o parte din cei care fac, sunt înclinați spre filozofie, dar au cu totul alte degete. Această mână, de asemenea, la persoana respectivă se poate vedea că muntele lui Venus, adică muntele unde este degetul mare, da, din dreptul degetului mare, este destul de plin și asta înseamnă atât dinamism cât și bogăție. Se mai cheamă muntele Portofel. Acum, cum aducem în viața noastră toate aceste, toată această cunoaștere? Că, de exemplu, la Minerva nu spui, domne, astrele dispun, predispun și omul dispune. Aici înțeleg că tu nu ai cum să influențezi nimic din ceea ce există deja. Ba da, în măsura în care văd... Cum te poți feri? Nu, cum? Nu mă pot feri. Încerc să explic persoanei în cauză ce calități are, pe care se poate baza și pe care le poate îmbunătăți și ce defecte are pe care le poate minimaliza cât mai mult ca să-i fie în ajutor de-a lungul vieții. Da, de exemplu, cum vorbeam și în pauză, există mâna omului care moare într-un accident rutier, da? Da. Probabil că nu-i spui. Absolut. Deontologic. El, dacă ar ști cum ar putea să se ferească, nu poate. Sunt situații în care nu poate. Adică suntem predispuși din altă parte, din alte sfere. Adică creatorul, practic, ne-a dat destinul respectiv. Minerva îi spune, dom'le, uite, s-ar putea să ți se întâmple cu tare lucru. Da, ești informat, știi, ferește-te. Da. E, în măsura în care are, urmează să aibă un accident, pot să-i spun și eu. Adică, sau o anumită boală. Ai grijă, nu pleca, ai nu grijă, face, nu pleca, nu... Dar în măsura în care destinul lui este așa scris, nu ai încotro. Și am și un exemplu, o fată care avea... Am văzut-o pentru prima dată și avea o problemă la 40 de ani, nu știam câți ani are, i-am explicat că la 40 de ani va avea o boală gravă, dar că va scăpa. S-a uitat la mine lung, pentru că eu nu știam că are cancer și a zis, am impresia că nu prea știți. Și după 4 ani, cu 10 operații făcute la plămâni, că deja plecase metastaza, a scăpat și a fost un caz, s-a tratat în Anglia, a costat-o 250.000 de lire sterline, bani adunați la care nu s-a aștepta nimeni și trăiește și în ziua de azi și își crește copiii. Da.
Pentru că Dumnezeu ne arată și cine scapă. Adică în măsura în care ai un pătrat peste un asemenea necaz, da, peste un... Ai și șansele ai, să... Înseamnă că Dumnezeu te ajută, te ajută să treci peste. Și chiar dacă nu te aștepți. Vedeți, noastră, apropo de ce spune, de ce spune tanții, citeam acum informația aceea că părinții cei care au pierdut un copil extraordinar la, în accidentul da, de la da, colectiv, da. Un arhitect. Mama a rămas însăcinată la 52 de ani. A făcut o fetiță, deci înseamnă că copilul, băiatul ăla nu trebuia să moară. Și atunci a venit, deci astraliele pot fi explicate lucrurile astea. Și mi-am adus aminte că la Pitești a fost un accident din ăsta teribil în care au murit 3 copii unici la părinți. S-a urcat din greu, să-i ducă cineva, un coleg cu mașina, și a intrat unul în ei, i-a făcut zob. Fiecare familie a venit la mine. Cea care, familia care, cu care am stat cel mai mult de vorbă, au făcut tot așa. Le-a murit o fată, au făcut un băiat. Cel la care le-a murit băiatul, au făcut o fată. Deci există o chestie de compensare în, un echilibru în cosmos atunci când ceva se petrece altfel decât este rânduit în cosmos. Da, da, da. Pentru că sunt lucruri de aia și sunt atâtea povești și atâtea... s-a creat o adevărată mitologie vis-a-vis de fantome. Că sunt oameni care pleacă din această existență înainte să le fie vremea. Ei nu se pot ridica. Și atunci ei rămân între două lumi. Și până la... Nu, ei nu se pot ridica decât în, până ajung la vârsta la care au murit. Așa se și explică de ce au apărut o perioadă de și pe urmă brusc au dispărut. Pentru că persoana ar fi împlinea vârsta care ar fi trebuit să plece din această existență. De fapt, este o călătorie interdimensională moartea și viața. Deci noi ne e o trecere. Spun, e o trecere. Și acum exact asta Molcon acolo mi-au trimis mesajul, zice, uite și familia Burcă. Zice, Bucă are o fetiță acum. Să pauză sănătoasă. De publicitate, revenim. Am revenit după pauza de publicitate, schimbăm puțin registru, vorbim despre vieți anterioare. Pune-ne puțin în temă, Gabriela. Vorbim un pic despre acest concept. Adună-l puțin, fă-ne-l un pic mai ușor de înțeles. Conceptul unic care validează viețile anterioare este timpul. Despre timp vom discuta, dar deocamdată am să ofer câteva informații care sunt din lumea reală. După aceea trecem în partea a doua a irealității care mă caracterizează. Ca să vorbim despre vieți anterioare, vorbim despre metode de regresie. Ele sunt împărțite în trei. Metoda chimică, care se realizează prin injectarea unei anumite cantități de LSD. Metoda hipnozei, pe care o cunoaștem, metodă prin care subiectul este adus în stare de inconștiență și care vorbește la cererea practicianului sau operatorului, și metoda somnului magnetic, și aici vorbim despre terapii de origine freudiană, terapia modelării, de asemenea terapii comportamentale. Când ne referim la metoda somnului magnetic, vorbim despre catarsis, stare secundară și vis inițiatic, apropo de ceea ce spunea doamna Minerva. Când vorbim despre viețe anterioare, vorbim așadar despre regresie, despre karmă, despre viață de dincolo. Opinia mea referitor la acest concept este ușor diferită. Pentru că, în primul rând, ar trebui să ne explicăm acest concept timp. Cum s-a născut el? Ce presupune parcurgerea timpului? Noi îl împărțim în trecut, prezent și viitor. Timpul este un potențial. Povestea lui este foarte frumoasă. În momentul în care exista vidul, punctul zero,
se mișca în vid și indiferent unde se mișca, el se afla în același punct. În momentul în care punctul zero s-a contemplat pe sine, a apărut conștiința de sine, conștiința oglindă, iar imaginea este reprezentată printr-o mișcare simplă a brațelor. Aici avem punctul zero care se contemplă pe sine. Vorbim despre conștiință oglindă, iar în acest moment s-au creat cele trei potențiale pe care le utilizăm noi astăzi și cu care mintea lucrează: timp, spațiu și distanță. Aceste potențiale nu pot exista decât între două puncte. Așadar, punctul zero și conștiința oglindă, s-a creat în acest moment și potențialul dualitate și aceasta este realitatea în care noi viețuim acum. Pentru că am definit conceptul de timp și pentru că ne referim la trecut, prezent și viitor, acestea sunt de asemenea nivele de conștiință create de nivelul conștiință-minte. Aveam nevoie să explicăm aceste potențiale și acest parcurs trecut, prezent, viitor, care nouă ni se pare că ar fi linear, este ceva extraordinar de frumos, care nu are nicio legătură cu linearitatea. Trecutul, prezentul și viitorul au loc acum. Când vorbesc despre acum ca și concept, vorbesc despre momentul prezent. Momentul prezent reprezintă nivelul de conștiință la care mă regăsesc acum și cu care mă confund. Deci, momentul acum sau momentul prezent reprezintă nivelul de conștiință la care mă regăsesc și cu care mă confund. În momentul în care eu am experimentat prin meditații ghidate vieți anterioare, mi-am răspuns la foarte multe întrebări. Am avut parte de un maestru care m-a ghidat într-o meditație deosebită în viețile mele anterioare, asta se întâmpla cu ani în urmă. Ceea ce s-a întâmplat atunci a fost că eu am experimentat atât vieți anterioare, cât și vieți viitoare. Și am experimentat și vieți paralele. Cum s-a întâmplat? E o poveste foarte frumoasă. Meditația este simplă, am intrat într-un arbore pe care l-am imaginat. Maestra ne-a spus că am putea să fim însoțiți de un ghid, neapărat, pentru că avem nevoie de protecție. Eu am spus că am să joc. Erai în stare de hipnoză sau erai... Nu, eram pur și simplu într-o meditație. Într-o meditație ghidată. Da. Ideea este că eu am jucat un joc al riscului, gândeam eu atunci, și am lăsat ghidul la poartă, la ușă. Am mers singură așadar, a fost experiența mea pe care n-am vrut să o împart cu nimeni în momentul acela și într-adevăr am intrat pe o ușă unde am descoperit o imagine fantastică de un alb extraordinar. Mi-am spus, mintea mi-a spus, care era prezentă, că aș fi în Rusia, nu eram în Rusia, nu eram nici în Antarctica, eram într-un moment de timp, pe un nivel de conștiință. Eram foarte înaltă, îmbrăcată în piei de animale legate cu sfori. Aveam desene în ocru, probabil că mi-au mai rămas din desene pe frunte și astăzi, pentru că ele se văd. Mânam o caleașcă, un fel de căruță, de sanie, mai bine spus. Erau câini cu 6, 7, 8 picioare, nu știu exact, dar nu erau de pe la noi. Și la un moment dat am ajuns în apropierea unui... obiect neidentificat, cum se spune, era un OZN. Așa l-am perceput eu, așa l-a înțeles mintea mea. Am întâlnit trei persoane, trei bărbați cu care am comunicat mental și asta se întâmpla cu foarte mult timp în urmă. Vorbesc de ani în urmă. Cu unul dintre ei am comunicat, am comunicat foarte bine și l-am întrebat ce caută peste ținutul meu. Și el mi-a răspuns că vrem să învățați copiii noștri înălțarea. Iar eu i-am răspuns, numai copiii lui Mu învață înălțarea. Ideea este că
această poveste pe care eu am trăit-o, pentru că este o poveste. Cum te-ai simțit în clipa aia? Adică știai că ești, cum să spun, știai că este ceva natural, normal, că ai trecut într-o altă zonă, că ai trecut într-un alt, cum să spun, erai conștientă de faptul că ești într-o regresie? Simțeam, eram în momentul acela. Simțeam o vergea, aveam o vergea prinsă la brâu, care pur și simplu se lovea de pulpa mea, iar eu simțeam această lovitură. Simțeam respirația, simțeam aerul. Erai tu într-un alt plan? Eu așa credeam că sunt eu. După aceea am conștientizat că nu este vorba despre mine, ci despre o parte din mine. Pentru că vorbim despre un univers holografic. Aceasta este o idee pe care o vom discuta un pic mai târziu. Ideea este că am înțeles că nu eram în trecut, ci eram pe un alt nivel de conștiință. Pentru că în momentul acesta pe pământ există și trecut și prezent și viitor, sunt oameni, ființe umane, e adevărat, ele s-au modificat, care trăiesc deci, în viitor. Deci faptul timp nu există în povestea ta. Care trăiesc în viitor, acum pe pământ. Da. Și pe care noi nu-i putem percepe datorită faptului că ne aflăm pe acest nivel de conștiință. Ideea este că în aceeași meditație am făcut cunoștință cu viețile viitoare, așa zis viitoare, și am avut parte de imagini deosebite. Într-adevăr, e fascinantă această lume. Aceste povești m-au fascinat. De-a lungul timpului am aflat ce reprezintă acest ținut Mu, cine sunt copiii lui Mu și așa mai departe. L-am descoperit pe Ramta, pentru că i-am atenționat pe cei trei vizitatori că în curând va veni Ramta peste voi. Deci eram undeva pe un anumit nivel de conștiință. A fost fantastic. Gabi, trebuie să fii pregătit pentru asta. Bănuiesc că îți trebuie o perioadă de pregătire. Deci un om care este neavizat, care nu a citit în zona asta, care nu și-a pregătit spiritul, poate să facă lucrurile acestea? Oricine poate face lucrurile acestea. Oricine poate face, dar bănuiesc că e un pic așa pe muche de cuțit, adică se întoarce din această regresie și s-ar putea să influențeze viața de zi cu zi. Să nu se poată rupe total. În sine, regresiile sunt făcute, sunt realizate pentru a explica existența momentului, pentru a aduce îmbunătățiri, pentru a-și răspunde la întrebări, cine sunt eu, cum am fost în viața anterioară, ce am deplătit în această viață, dar toate lucrurile acestea mi se par gogorițe. Deci, dacă într-o viață anterioară, să presupunem, am fost criminal sau am luptat în război, în această viață ar trebui să plătesc și duc o karmă. Nu, cu asta niciunul nu sunt de acord. Ori lucrurile acestea par de-a dreptul inumane și nefolositoare. Da, nu cred că venim aici să plătim. Dacă am avut ceva de plătit, am plătit atunci când am greșit. Nu venim cu niște datorii. De unde vin aceste povestioare? Că avem de plătit și că avem permanent de învățat. Ramta ne spune că nu mai avem ce să învățăm. Tot ce avem de făcut este să ne reamintim. Suntem Dumnezei uitați. Eu aleg să îmi amintesc, să-mi reamintesc acum și să experimentez tot ce am de experimentat fără a împărți experiențele în bine și rău. Pur și simplu le trăiesc ca și experiențe, fără să le cataloghez, fără să fiu în dualitate și să înțeleg că toate aceste experiențe sunt creația mea proprie și personală. Pentru că eu sunt și creatoare, dar și creatură în același timp, ori eu creez și mă creez în orice moment. De unde a venit toată această poveste că noi în viața momentului trebuie să plătim ceva din viața anterioară sau avem karmă și așa mai departe? Vin din cele 10 porunci. Odată ce ai încălcat o poruncă, tu trebuie să-ți explici faptul că în această viață sau de ce în această existență nu ți reușesc totdeauna lucrurile. Și atunci
cauți și pui întrebări. Cineva îți spune, datorită faptului că într-o viață anterioară se pare că ai fost criminal sau se pare că ai făcut ceva ne la locul lui, care este considerat ne la locul lui. Și criminalul are rostul lui până la urmă. Ce diferență este între un criminal și un soldat de război? Este una singură, aceea că cineva l-a investit pe soldat cu această putere. Atât. Dar ei se află, atât criminalul cât și soldatul război, pe același nivel de conștiință. Așadar, ideea este că există 10 porunci, există legile universului, aceste concepte fac din noi ceea ce suntem astăzi. Fac niște oameni speriați, niște oameni care ne gândim că avem de învățat permanent, de plătit, că ne reîntoarcem, ne reîncarnăm tocmai pentru a învăța și a plăti datorii pe care le avem. Suntem categoric, permanent, pe această frecvență a vinovăției, pe care o regăsiți explicată deosebit în lucrarea Cheile Genelor a lui Richard Dradd. Este cheia 55, o găsiți de free pe internet și o puteți citi. Aceasta este frecvența momentului. Iar atât cele 10 porunci, cât și legile universului, legi fără de care universul, am înțeles că nu ar funcționa, deși știm foarte bine, creația se creează în sine pe ea, fac din mine un vinovat și mă mențin la această frecvență a vinovăției. Și bineînțeles, atâta timp cât ești vinovat, în vinovăție există un agresor, există un salvator și iată ne aflăm în triunghiul morții despre care discutam într-o emisiune anterioară. Pentru a înțelege viețile anterioare, conceptul de reîncarnare, ar trebui să ne oprim asupra câtorva concepte. Doar două vom reuși în această seară să dezbatem, și anume ADN-ul, genomul uman, și matricea fundamentală, conștiința. Pentru a înțelege ce se întâmplă cu ADN-ul uman și de ce este important în înțelegerea conceptului de karmă și vieții anterioare, ADN-ul uman conține o memorie fantastică. Genomul uman are în structurile sale toate informațiile ale tuturor indivizilor care au existat vreodată pe Terra, de la primul organism unicelular până în momentul de față. Ori dacă ADN-ul meu conține toate informațiile ale tuturor indivizilor care au existat vreodată pe Terra, e clar că eu puteam să fiu și prințesa Ținutului Mu, puteam să fiu și cercetător, așa cum am văzut în ședințele de regresie, puteam să fiu oricine. Corect. Se face că oricine este oricine, pentru că o parte, o componentă, o particulă a Universului conține informații despre întregul Univers. Iar această particulă există în fiecare dintre noi. Pentru a înțelege conceptul de ADN, ce reprezintă acest ADN, am pregătit pentru telespectatori un filmuleț, un scurtmetraj de aproximativ 4 minute, pe care vă rog să-l urmăriți cu interes. Și în primul rând să nu-l urmăriți cu mintea, pentru că primul impuls al minții este acela de a separa lucrurile în bune sau rele. Așadar, de obicei, când privim ceva, când citim ceva, când suntem în judecată. Ori această idee a judecății, această acțiune, de fapt, judecata, ne văduvește pe noi de experiența în sine. Este foarte important să urmărim acest film pur și simplu cu ochii conștiinței. Să lăsăm aceste imagini, pentru că ele se vor însuși ca și informație prin procedeul absorpție. Este un film care are o traducere în limba engleză. Vorbește despre univers, despre lume și despre faptul că foarte multe informații pe care le avem, foarte multe teorii,
nu sunt de fapt adevărate. Sunt imagini care arată planetele. Cred că foarte multe lucruri ne-ar putea spune Minerva. Minerva poate să fie atentă puțin la filmuleț? Da, pe sunt. Iată și Pământul. Luna. Marte. Jupiter. Este foarte important și sunetul. Muzica este extraordinară. Ea acompaniază o vibrație a acestor imagini. Da, se spune din regie că nu are sunet. Nu are sunet, da, am înțeles. Da. Atunci îl urmărim. Sau planeta albastră. Iată și îngerii. Entitățile de lumină, Neptun. Exact. Bine, spațiu cosmic, cosmosul, are o muzică. Da. Are o limbaj, în liniște, este o liniște care se aude, dar care are o anumită liniaritate. Și cu Pluto, cea mai depărtată, Chiron, iată-l și pe Chiron. Este sistemul solar și tu știi ce e aici? De uite, planetariu. Sunt octavele planetare. Exact. Deci planetele personale, cele mai rapide, care rezonează, transcend la un anumit nivel, se ridică și trec în partea de superioritate, în linia planetelor care marchează generația. Ăla e un planetariu, am și eu acasă, numai nu, mi-a fost lene să-l montez. N-am avut timp. Ceea ce vrea să spună filmulețul și este că Soarele nu este centrul Universului. Exact. Că asta a fost teoria heliocentrică care a marcat. Întâi a fost teoria geocentrică, apoi cea heliocentrică și probabil filmulețul ne spune că nu vorba ta, Soarele nu este centrul Universului, pentru că Universul are un centru la care se aliniază toate sistemele și galaxiile din aceste sisteme. Iar că mișcarea planetară se realizează în spirală. În acest moment a pornit această mișcare pe care eu o înțeleg și o percep ca și vibrație. Muzica sau sunetele muzica pe care... Sferelor, muzica sferelor. Pentru mine înseamnă vibrație. Da, pentru că, de exemplu, Luna și Venus vibrează în linia lui Neptun. Ele se ridică. Deci în momentul în care încep iată, să aceasta uite, aceasta dansul, este mișcarea extraordinară. Dans cosmic. Uite-l. Astfel se mișcă planetele. Planetele. Da. În jurul Soarelui, deci în galaxia noastră. Deci vorbim despre mișcarea spiralei ADN. Exact. Așadar totul este această spirală ADN. Despre asta este vorba. Totul este încifrat. Sunt mii de gene în această spirală de ADN. Noi ne-am obișnuit cu adenină, guanină, tiamină, citozină și ele se repetă pentru a crea anumite informații. E un cod, de fapt. Este un cod, o matrice. O matrice, exact. Care conține toate aceste informații și probabil că vă întrebați care este legătura cu viețile anterioare. Ei bine, noi suntem părți, particule din această matrice care conținem toate informațiile întregului. Așadar, conținem și informațiile pe care le conțin ceilalți. Da? În noi se regăsesc toate informațiile. Da. Ori această idee a vieților anterioare, odată cu această teoremă, se anulează. Este foarte important să înțelegem că absolut totul în univers este în acest dans, cum a spus doamna Minerva, o metaforă deosebită, în această mișcare, iar noi suntem în această mișcare. Acesta este nivelul de conștiință la care ne regăsim și în momentul în care înțeleg că eu conțin toate informațiile Universului, înțeleg că nu mai am ce să mai învăț. Așadar, cum spune și Ramca, nu am ce să mai învăț. Nu mai am
Da, da. Unde să ajung? Deci vibrația cea mai bună pentru ca un suflet să se spiritualizeze, să transceadă, este spirala. De-aia se spune că semnele mutabile fac acest lucru cu foarte mare ușurință, pentru că energia lor este o spirală. Pe când eu, ca semn fix, conserv această energie într-un loc, iar tu, ca semn cardinal, vii și acționezi ca să urnești acea energie din locul în care ai stocat-o. Vin semnele de apă care le preiau și semnele mutabile, mai precis, care le preiau și care duc energia mai departe. Da. În forma asta. Într-adevăr, eu nu rezonez întru totul, pentru că altul este nivelul de conștiință la care mă situez acum. Înțeleg foarte bine ce mi-explică doamna Minerva, însă eu vreau să aduc aici un concept nou, o idee nouă, care să ne permită să ieșim din aceste limitări. Asta vreau să te întreb. Cum accesez această cunoaștere pe care am avut-o odată sau care există în mine? Pur și simplu, ești conștient că ea există. Eu sunt conștient în acest moment că mă mișc și vibrez la vibrația la care se află Universul. Că întreaga informație, întreaga cunoaștere se regăsește în interiorul meu. Însă și această matrice, această spirală, conține această informație, aceste informații, întreaga cunoaștere. Tot ce am de făcut este să o accesez. Adică este vorba de simultaneitate. Trecut, prezent, viitor. Toate se produc acum. În același punct. În același punct. Suntem în același plan. Exact. Adică simultaneitate, sincronicitate și simultaneitate. Se face că dacă am fi conștienți că trăim în vieți paralele, deci noi, de fapt, trăim în vieți paralele. Eu, Gabriela cea de acum și prințesa din Ținutul Mu, trăiesc în același timp, numai că trăim pe nivele de conștiință diferite. Da. În momentul în care noi vom conștientiza că aceste potențiale, timp, spațiu și distanță, așa cum le percepe mintea acum, nu sunt altceva decât instrumentele morții, se va dezvolta un alt nivel de conștiință din care pur și simplu timpul se va extrage sau se va dizolva, iar noi ajungem la momentul de grație, la care de altfel cu toții tindem, și anume la nemurire. Pentru că această mișcare, această matrice, care este matricea întregului univers și care o conține și mă conține și o conțin, de asemenea conține infinitate, conține nemurire. Este matricea universului. Universul este infinit. Ori eu sunt infinită. Înseamnă că trăiesc vieți paralele infinite chiar în acest moment. Am avut parte de o experiență pe 12-a 12-a. Nu știu neapărat că era ora 12 ziua, dar cu certitudine era dimineață. Am călătorit cu un mijloc de transport în comun, o călătorie banală de 7 minute, care s-a transformat într-o călătorie de cel puțin o oră jumătate. A fost o experiență care a trezit în mine durere. Pur și simplu am simțit rana oamenilor. Fețele oamenilor se succedau sub ochii mei până la anumite momente, momente în care se aflau în diferite stadii, pe diferite nivele de conștiință. Aș fi putut să spun despre fiecare câte ceva, pentru că îi recunoșteam rana, pentru că efectiv aveam posibilitatea să văd. Este foarte greu de descris în cuvinte. Am senzația că nu explic foarte clar. Asta s-a întâmplat în timp ce tu erai într-un mijloc de transport în comun. Da. Și ai avut această trăire. Da, pur și simplu, totul a pornit de la fața unui bătrân. Saltul cuantic.
a avut dilatarea temporală. Fața bătrânului avea o cicatrice și în momentul acela cicatricea mi-a oferit posibilitatea să intru în câmpul lui sau și am văzut. Ce ai văzut? Dar acolo era foarte multă rană, era foarte multă durere și am resimțit această durere și indiferent unde îmi mutam ochii, vedeam această rană. Fețele oamenilor sunt efectiv schimonosite de rănile primordiale. Am simțit această rană, bineînțeles că mi-a venit rău, pentru că mintea a intervenit și mi-a spus ce văd, de ce văd, despre ce este vorba. Sunt aspecte pe care mintea n-a știut cum să le explice, de aceea nu reușesc să le expun în cuvinte. Dar am simțit această durere extraordinară și bineînțeles că mi-a venit rău și am început să plâng. În același moment, în mijlocul de transport în comun, erau și ființe care știau că știu și cu care am reușit să comunic și care, după opinia mea, nu erau de pe la noi. Dar sunt toate aceste lucruri sunt posibile. Uite, te întreabă doamna Mariana din București dacă reușești să tratezi sau dacă se poate trata o afecțiune prin făcându-i regresie, intrând într-o regresie și ducându-te la cauza bolii. Sau într-o regresie te duci la cauza bolii? Cum tratezi? Ca să tratăm o boală e nevoie să mergem la cauza bolii? Aceasta este întrebarea. Am și eu o întrebare pentru doamna, dacă se poate. Noi așa știm că tratezi cauza. Tratezi cauza, sigur că da. Eu am studiat științele vindecării germanice cu Helmut Pilar, elevul lui Rick Hammer, timp de 2 săptămâni și am înțeles că bolile sunt rezultatul conflictelor emoționale. Cu ceva timp în urmă și eu am suferit de o afecțiune și pur și simplu am conștientizat ce se întâmplă cu mine. Deci boala respectivă, în primul și în primul rând, nu cred că există vindecători. Deci aș vrea să dezvolți un pic, fără să dăm numele bolii. Știm foarte bine da. Că e o boală de care foarte mulți suferă, din păcate, și mulți dintre ei consideră că este o boală fără leac. Să ne explici exact, pentru că ceea ce spui acum poate fi de ajutor multora. Cum ai reușit să treci peste boala asta, să o vinde, să dispară? Am conștientizat că este un program, o informație pe care am ales să o anulez din corpul meu. Tu, pentru că ai ajuns la un nivel de cunoaștere. Nu există o rețetă. Eu nu pot să vă spun exact ce am făcut, pentru că este foarte greu de descris în cuvinte. Am înțeles ce se întâmplă cu mine, am văzut care sunt simptomele, simptomele corespundeau cu ceea ce citeam eu pe net. Un doctor chiar m-a diagnosticat și am luat decizia să nu colaborez cu doctori. Știam povestea științelor vindecării germanice, noua medicină germanică a lui Hammer, însă este foarte greu de asociat, pentru că, de fapt și de drept, toate conflictele emoționale au loc în creier. Fiecarei porțiuni din creier îi corespunde un organ. În momentul în care conflictul emoțional a fost rezolvat, boala, așa cum o cunoaștem noi, se manifestă în corp. Dar boala nu reprezintă altceva decât vindecarea conflictului emoțional sau rezolvarea conflictului emoțional. Conflictul emoțional, în cazul meu, n-a fost depistat. Eu n-am putut să lucrez pe mine, să știu care este conflictul emoțional și, într-adevăr, să aduc rezolvare. Cert este că în momentul respectiv, în perioada respectivă, citeam Cheile genelor, care m-au bulversat extraordinar și m-au bucurat, pentru că acolo am găsit concepte cu care eu rezonam, dar n-aveam curajul să le spun. Și atunci când am văzut eu, asta se întâmpla cu câțiva ani în urmă, că mai sunt și alți oameni care gândesc la fel ca mine și mai au și curajul să scrie cărți, atunci m-am liniștit și am spus, ok, aceasta este calea genului meu personal. Ideea este că în perioada respectivă făceam și channeling, astăzi nu mai vreau, cu o entitate care mi-a propus
să mă vindece. Sunt oameni care afirmă că au îngeri păzitori, de exemplu. Să zicem că era îngerul meu păzitor și îngerul acesta mi-a propus să mă vindece. Și am refuzat. Pentru că atâta timp cât aș fi acceptat, aș fi pierdut experiența personală. Atâta timp cât aș fi acceptat ajutorul, înseamnă că eu n-aș fi fost capabilă să mă vindec. Și atunci am riscat și am spus nu. Vreau să trăiesc această experiență, indiferent care ar fi finalul ei. Numai că în momentul în care conștientizezi că boala respectivă nu reprezintă altceva decât o informație care se regăsește la nivelul ADN-ului și care fie a fost implementată de acum 4.000 de ani, fie a fost implementată mai devreme prin noua tehnologie, pentru că trebuie și industria farmaceutică să trăiască din ceva, atunci conștientizez că de fapt și ea nici măcar nu există. Sau această boală teribilă, căreia nu-i putem să-i dăm numele, poate să reprezinte o încercare teribilă a celulei de a experimenta nemurirea. Și acest lucru a fost evidențiat într-un film, Lucy, cred că se numește acest film, în momentul în care celula nu mai este ascultătoare și ea iese din grupul celular și face ce vrea ea, pentru că nu putem să dăm numele bolii, atunci celula care a ieșit din programul de supraviețuire nu are decât două variante. Una să moară și alta să devină nemuritoare. S-ar putea ca parte din bolile, așa zisele boli, unele sunt induse, altele sunt cadouri pe care ni le-au făcut noua ordine mondială și așa mai departe. S-ar putea ca aceste boli să fie încercări ale corpului uman de a depăși nivelul de conștiință la care se regăsește. De a trece la un alt nivel. Și de a face din corpul nostru corpul diezeic, la care toți visăm. Foarte interesant. Deci, spui foarte interesant. Este o altă viziune, perspectivă. Este o altă perspectivă. Ideea este că această perspectivă nu corespunde cu tiparele sociale ale momentului, cu normele, fie ele sunt impuse, fie sunt pur și simplu date de divinitate. Eu nu mai rezonez cu acest Dumnezeu al Vechiului Testament și nu mă aștept la Dumnezeu nici vindecare, nu mă aștept să-mi dea nimic, nici abundență. Chiar cred că a venit momentul ca fiecare dintre noi să fie conștient că poate să facă singur. Această cerșeală pe care noi o practicăm, Doamne ajută, Doamne dă-ne, Doamne iartă și așa mai departe, mi se pare chiar de prost augur. Ce zici, Gămiță? A trecut în faza de co-creatori. Da. I-am zis, eu nu-l percep pe Dumnezeu așa cum îl percep pe Biblia, cum spune ea, dar îl percep ca pe o entitate dincolo de puterea mea de a-l... El mă poate manipula, dar eu pe el nu. Deci cu Dumnezeu nu joci alba neagră. Sau creatorul, anonimul nu, creator, cum îi spunea lui Cian Blaga. Bine, Gabi se simte parte din el. Gabi se simte parte din el, da. Haideți să... Dar toți avem partea de Dumnezeu. Haideți să fim foarte clar. Eu sunt pentru mine unicul Dumnezeu care există. Eu nu am alți Dumnezeu în afară de mine. Pentru că există acest concept de Dumnezeu și pentru că acest concept aduce cu sine un nivel de conștiință. În momentul în care spui Dumnezeu, spui foarte multe lucruri. Spui programe. Spui efectiv culturi întregi de programe în momentul în care spui Dumnezeu. Dumnezeu este și partea pozitivă, dar și partea negativă, pentru că, iată, Dumnezeu poate pedepsi. Ori nu acesta este Dumnezeul meu. Eu nu am... și acum am posibilitatea, mai ales că am arbitru, liber arbitru, am posibilitatea să îmi aleg acest Dumnezeu. Vorbim despre care dintre ei? Vorbim despre cei care au adus specia umană, au creat specia umană pe pământ, vorbim despre Anunnaki sau vorbim despre creatorul întregului univers? Dar acest univers unde se regăsește? În multivers, înseamnă că există peste creatorul universului nostru un creator al universurilor.
și așa mai departe. Este o idee excepțională în cartea lui Neil Donald Walsh. Uh-huh. O carte extraordinară, Conversații cu Dumnezeu, pe care am citit-o de mult și la un moment dat Neil îl întreabă pe Dumnezeu: Doamne, te rog să-mi spui până la urmă cum e cu Dumnezeu? Sunt mai mulți? E unul singur? Care este explicația? Este un Dumnezeu peste toate? Și mi-a spus, așa cum există posibilitatea diviziunii până la forme infinit de mici, așa există posibilitatea diviziunii până la forme infinit de mari. Așadar, vorbim despre Dumnezei în Dumnezei în Dumnezei, pentru că totul, până la momentul de față, este o chestiune de conținere. Acest concept de conținere și de conștiință, aceste două concepte, dacă am reușit să le explicăm și să le înțelegem, foarte multe probleme ar putea fi rezolvate. Pentru că eu conțin Universul și Universul mă conține. Foarte interesant. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc din suflet. A fost o emisiune foarte interesantă. Sper să ne continuăm. Cu mare plăcere. Pe acest subiect. Vă mulțumesc pentru participare. Și noi mulțumim. Și noi vă mulțumim. Și dumneavoastră vă mulțumesc că ați avut răbdarea să rămâneți alături de noi. Până săptămâna viitoare, să găsiți dumneavoastră fericire în suflet și putere în trup. Să ne vedem cu bine vinerea viitoare. La revedere!